Oare durerea poate stimula creativitatea? Sunt mulți artiști de valoare care au atins maximul forței de creație în etapa cea mai dureroasă a vieții lor. Modupe Akinola de la Universitatea Columbia a descoperit că stările negative conduc adesea la creșteri ale forței de creație. Un prim exemplu pe care îl dăm este cel al lui Black, interpretul și compozitorul melodiei Wonderful Life. Înainte de a compune acest șlagăr, Black a trecut prin câteva evenimente extrem de triste. Divorțează, ajunge să locuiască pe străzi și, în plus, are și un groaznic accident de mașină. Al doilea exemplu este cel al pictorului muralist Anastase Theenache, pe care îl prezentăm în cele ce urmează. Vă prezentăm povestea pictorului muralist Anastase Theenache, care confirmă încă o dată cele spuse de Miron Costin. Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri. Prin 1897, la vârsta de 12 ani, micul Anastase a fost impresionat de lucrarea pictorului zugrav din Ploiești, Radu Vintilescu, care tocmai picta troița din fața porții lor. Respectivul, văzându-l că îi place, l-a întrebat: „Vrei să înveți să pictezi?” La care copilul, sensibil din fire și fără tată, Toma Theenache, tatăl său, murise la 49 de ani. Și știind că mama lui Anca, moașa satului, se descurca greu, singură, cu cei 6 copii, a spus da. Atunci pictorul zugrav l-a luat ca ucenic la Ploiești, unde parcurge cu succes toți pașii firești ai unui viitor pictor zugrav, deși era doar un copil. Școala o făcuse în Băneș cu învățătorul Sever Voicu, care reușise să-i transmită dragostea pentru carte. A continuat să citească cărți legate de călătorii și pictură. Era o fire disciplinată, nu bea, nu fuma, nu vorbea decât când și cât trebuie, fapt ce avea să-l ajute mai târziu, când viața urma să-i scoată în cale multe obstacole. Întors din armată, începe să-și construiască o cameră pe locul fostei arii de trăierat a familiei Toma Enache, situată pe dealul din spatele casei, de unde se deschidea o frumoasă priveliște asupra satului și a împrejurimilor, mai ales asupra lungii întinse din zona de confluență a râurilor Prahova și Doftana. În noua sa locuință a încercat să-și construiască o cadă zidită, în care urma să fie încălzită apa de la o flacără deviată de la un foc cu lemne. Nu-și poate finaliza proiectul, deoarece este concentrat și trimis să lupte în al doilea război balcanic din 1913. Legat de al doilea război balcanic, se cuvine să facem unele precizări. Politicienii din Bulgaria modernă, de după 1878, au promovat în conștiința publică bulgară, prin presă și cărți, ideea că Dobrogea era pământ bulgăresc, care urma să fie revendicat și apoi inclus în Bulgaria Mare. Discursul antiromânesc devenea tot mai puternic pe măsură ce Bulgaria se afirma pe plan internațional, mai ales la începutul secolului al XX-lea, prin anexarea Rumeliei și prin declararea independenței. De precizat că Rumelia includea provinciile antice Constantinopol, Salonic, Tracia, Macedonia, Mezia, Grecia centrală și partea europeană a Turciei actuale. În noaptea de 16-17 iunie 1913, convinsă de superioritatea sa armată, Bulgaria atacă prin surprindere Serbia, izbucnind astfel cel de-al doilea război balcanic. Noul conflict avea să opună Bulgariei Serbia, căreia i s-a alăturat Muntenegru, România și Turcia. Atunci când trupele române s-au apropiat de Sofia, bulgarii au cerut un armistițiu, războiul ținând
15 zile. În acest război, armata română nu a pierdut mulți soldați, însă ea avea să sufere puternic de pe urma holerei ce s-a declanșat la acea vreme în Bulgaria. Dur din fire, bulgarii au avut un comportament destul de neomenos cu cei câțiva prizonieri români capturați, punându-i la unele munci umilitoare spre a-și arăta ura și disprețul față de aceștia. Impresionat de comportamentul bulgarilor, Anastase Teenache, participant la acest război, va picta mai târziu tabloul Soldați români prizonieri la bulgari. Vremurile continuau să fie tot mai tulburi în Europa. Abia întors din războiul balcanic, nu a apucat să-și termine casa și nici să-și întemeieze o familie, așa cum își dorea, din cauza că e chemat din nou la arme. Începuse primul război mondial, iar tânărul Anastase, în loc să picteze sau să zugrăvească biserici, e nevoit să lupte contra unor forțe armate din centrul Europei care pofteau la grâul și petrolul românesc. În 1916 participă la luptele desfășurate în Valea Jiului, unde armata întâi condusă de generalul Dragalina încerca să facă față unei ofensive masive germane și austro-ungare. În cursul lunii noiembrie 1916, când gruparea generalului Kun atacă cu 7 divizii pozițiile române apărate de o singură divizie, soldatul Anastase Teenache cade prizonier. Tot atunci e rănit mortal generalul Dragalina. De aici, încolonat, alături de confrații săi de regiment, sunt trecuți în Transilvania pentru a fi urcați câte 75 în vagoane pentru vite, încuiate cu lacăt și cu câte o ferestruică asigurată cu sârmă ghimpată cu direcția Germania, zona Alsacia-Lorena, pe o iarnă extrem de geroasă. Prin gările din Ardeal, româncele, auzindu-i cum țipă de foame, încercau să le arunce mâncare prin ferestre, dar erau îndepărtate, iar prizonierii loviți cu patul puștii. Primeau la 2 zile o bucată de pâine, iar pentru necesități erau coborâți tot la 2 zile din vagoane. O bună parte din ei și-au găsit sfârșitul în tren, din cauza condițiilor, dar și a rănilor căpătate pe front. Ajunși în Rufah, prin ianuarie-februarie 1917, flămânzi și însetați, prizonierii sunt coborâți din tren, încolonați și puși să mărșăluiască aproximativ 20 de kilometri până în tabăra din Val de Pat, Valea Păstorului, situată într-o zonă muntoasă din munții Vosgi, din apropierea localității Schutzmatt din Alsacia, amplasată pe o veche așezare romană. Aici îi așteptau colibe neterminate din lemn, în care urmau să se adăpostească de geroasa iarnă. Calvarul soldaților români prizonieri abia acum avea să înceapă. O parte rămân în lagăr, restul împărțiți în echipe de lucru, așa numitele Arbeitskommando, unde erau puși să taie copacii de pe versanții abrupti, să întrețină calea ferată sau să lucreze în exploatările miniere. Era o perioadă în care Germania ducea lipsă mare de mână de lucru. Cei care nu puteau să se achite de sarcini erau bătuți cu cravașa. Se păstrează mărturie a unui localnic care a văzut cum un prizonier român a fost omorât de un gardian cu o bâtă. Primeau puțină mâncare, iar haine deloc. Mulți erau ca niște umbre, munceau la minus 20 de grade în picioarele goale sau cu ele oblojite, folosind pentru asta zdrențele celor care scăpau din acest iad prin moarte. Erau fericiți când puteau roade un cartof crud, găsit în crăpăturile zidurilor, pus de copii sau de oameni miloși din afara lagărului. Mulți de foame rodeau iarbă, fapt ce a făcut ca unul dintre ei să moară din cauza burții umflate, după mărturia unui
locuitor. Când își duceau la groapă câte un tovarăș mort, treceau pe lângă locul în care erau aruncate gunoaiele satului. Și deși strigau la ei gardienii sau chiar îi loveau, se aplecau din mers și căutau ceva de mâncare printre deșeuri. Alsacienii, cunoscând acest lucru, aruncau adesea mai multă pâine și cartofi cruzi la gunoi. Asupra acestei perioade în care s-a urmărit exterminarea deliberată a soldaților români închiși în lagărul din Alsacia, a publicat mai multe studii istoricul Jean Nuzil, după cum au rămas numeroase mărturii ale localnicilor. Arhivele lagărului au fost arse în aproximativ un an, sfârșitul lui 1916, toamna lui 1917, mort aproape 3.000 de soldați români din cauza foamei, a frigului și a bătăilor. La doar un an după venirea lor în lagăr, mai erau în viață doar 70. Comportamentul inuman al soldaților germani este explicat de unii istorici ca o reacție de dispreț pentru faptul că românii au îndrăznit să lupte contra lor. Sărbăticia soldaților germani din acel lagăr, manifestată doar față de români, a fost ieșită din comun și greu de explicat, mai ales că aceste evenimente aveau loc înainte de venirea lui Hitler la putere. Unul din principalii vinovați pentru acest comportament criminal a fost generalul Hauff, considerat călăul românilor din Alsacia, fiind declarat criminal de război și pus pe o listă de nume conform articolului 227-230 din Tratatul de la Versailles. Nu se știe dacă a fost pus să și execute vreo pedeapsă. Dintre confrații de regiment făcuți prizonieri în Valea Jiului au mai rămas în viață Anăstase Teenache și încă un tovarăș de arme. Din cele povestite fiului său, marea lui șansă în acest lagăr a fost aceea că știa să picteze. Pentru portretele făcute comandantului și gardienilor, el a primit ceva mai multă mâncare și a fost scutit de muncă atunci când picta pentru personalul lagărului. Cea mai mare parte a soldaților români morți împrizonierat prin acele locuri au fost regrupați și inhumați în cimitirele militare de la Schutzmann din Alsacia. Cimitirul din Schutzmann a fost amenajat în mijlocul pădurii, chiar pe câmpul pe care se afla odinioară lagărul de prizonieri. Prin noiembrie 1918 s-a răspândit zvonul că Nancy și alte orașe din apropierea lagărului au fost eliberate de francezi. Gardienii încep să nu se mai prezinte la posturi, astfel că unii prizonieri prind curaj și se îndreaptă spre zonele eliberate, cei care mai aveau forța necesară. Sunt recunoscuți de armata franceză după uniforma gri albăstruie. Sunt regrupați în alte locații unde au parte de un consult medical, în urma căruia se constată că majoritatea prezentau endeme datorate subnutriției. Anăstase Teenache, alături de alți foști prizonieri, trec între 1918-1919 și pe la Verdun, unde participă la refacerea căilor de acces distruse de cea mai crâncenă bătălie din istorie, prin durată și cruzime, în care două țări vecine și civilizate, azi prietene, Germania și Franța, și-au trimis la moarte peste 700.000 de tineri din ambiții politice, care s-au dovedit mai târziu a fi fost inutile. Înainte de a fi eliberat, Anăstase Teenache și colegul său de regiment sunt trimiși la Le Havre timp de 6 săptămâni pentru refacere. Sunt cazați și hrăniți în condiții bune, primesc îmbrăcăminte nouă și o valiză. La începutul lui 1920 este urcat pe un vapor alături de foști prizonieri din alte state și debarcă la Constanța, unde i-a sfârșit calvarul care a durat 4 ani. Când a ajuns acasă, familia s-a minunat, toți îl credeau mort. În plus, curtea părintească fusese împărțită, astfel că el nu mai avea acces la căsuța pe care începuse să o construiască.
Singura cale de acces era prin spate, pe unde urcau căruțele la arie, dar noroiul și zăpada din timpul iernii făceau dificil acel drum. La insistențele mamei sale, numită Bătrânica de către nepoți, băiatul cel mic, Alecu, acceptă să-și retragă gardul, astfel că Anastase primește o potecă pe care poate urca la casa lui. S-a însurat în 1920 cu Tabac cu Maria din Bănești, la câteva luni după întoarcerea din prizonierat. Spre sfârșitul anului îi se naște primul copil, Costin, fapt ce îi aduce o mare bucurie. Începe să lucreze la un antreprenor nemț numit Franz Barta din Câmpina, unde se ocupa cu zugrăbirea și decorarea caselor. Preocupat de problemele familiei și cele de serviciu, aproape că n-a observat când corpul și-a revenit și nu mai prezenta acele umflături cu care venise din prizonierat. Între timp a început să adauge la mica lui căsuță noi camere, dar și un turnuleț lipit de podul casei, unde intenționa să-și facă un atelier. Acesta era luminat pe cele patru laturi de lumină naturală ce intra prin geamuri, priveliștea fiind încântătoare. Pe o latură avea pădurea, iar pe cealaltă parte vedea o bună parte din Bănești, precum și râurile Doftana și Prahova. În realizarea acestui turnuleț, care avea să fie avariat la cutremur din 1977, s-a inspirat probabil din arhitectura caselor văzute în Lorena și Alsacia. Casa privită de jos din stradă, printre copaci și presărați în jurul ei, semăna cu un mic și modest castel. Din această perioadă datează și tabloul Soldatul Român, Soldatul Roman. Când toate păreau că merg bine, primește o nouă lovitură. Singurului copil moare la vârsta de 3 ani. Durerea a fost atât de mare că îi trebuie aproape un an de zile ca să-și revină. Continuă să lucreze atât la patron cât și acasă, în bordeiul cel săpase pe deal, în grădina lui, în cel mai îndepărtat loc de casă. Dorea să fie singur cu gândurile lui atunci când picta. Pictează icoane în ulei pentru rude cunoscuți, dar în principal pentru biserici. Obișnuia să semneze doar tablourile cu un conținut original, motiv pentru care vom găsi mai rar semnătura lui pe icoanele bisericești. În realizarea icoanei Mântuitorului, pictorul Anastase respectă tipicul iconografic prin introducerea celor două chipuri, stări ce apar și pe icoana Mântuitorului, Pantocrator din Sinai, adică partea stângă a icoanei, când o privim, exprimă bunătate, milă și pace, în timp ce partea dreaptă, când privim icoana, cheamă la adevăr și dreptate. Deși respectă canoanele și rânduielile bisericești în picturile sale, Anastase Teenache își impune personalitatea în reprezentarea fiecărui sfânt sau scenă biblică prin atenția ce o acordă zugrăvirii unor chipuri frumoase. În realizarea acestei icoane folosește cea mai veche și răspândită reprezentare, Hodigitria, adică conducătoarea, în care Maica Domnului ține pruncul cu mâna stângă, iar cu dreapta ne arată calea mântuirii, indicând cu mâna dreaptă spre Fiul ei, Fiul lui Dumnezeu. Pictorul se abate de la tipul clasic, zugrăvind în locul unui chip grav al Sfintei Fecioare gingășia sufletească a acesteia. În icoanele pictate de el se simte o anumită sensibilitate și bunătate izvorâte atât din harul cu care a fost înzestrat, cât și din experiențele prin care trecuse. Viața avea să-i aducă în continuare bucurii, dar și dureri. În 1926 se naște al doilea băiat, Dorel, urmat imediat la un an, în 1927, de prima fată, Aurelia. Se simte din nou fericit că în jurul lui zburdă doi îngeri. Deoarece mama lui Anca se apropia de 90 de ani, vorbește cu fratele său Niță,
care avea căruță, să o ducă la fotograful Olteanu din Câmpina să-i facă o poză, lucru care se întâmplă în 1931. În anul următor, realizării acestei poze, prin 1932, moare și mama lui Anca, moașa satului Băneș, sau cum o numeau băneștenii, moașa blondă. Ea asista la naștere femeile din sat sau oferea diverse recomandări sau tratamente bazate pe ierburi ce se găseau pe dealurile din împrejurim. Până spre sfârșitul vieții veneau la ea în cămăruța de lângă poarta casei, la câțiva metri de troiță, oameni din sat cu diverse probleme de sănătate. Ea avea să fie îngropată, se pare, alături de Costin, copilul mort al lui Anastase, unde probabil fusese înmormântat și soțul ei, Toma Enache, mort la doar 49 de ani. Pictorul Anastase T. Enache continuă să lucreze la patron și în atelierul improvizat în bordeiul din spatele casei. Pământul pe care îl avea era puțin și nu-i răpea prea mult timp. În 1930 se naște a doua fetiță, pe nume Ana, la care avea să descopere mai târziu că îi place să deseneze și că are talent. Anul 1937 avea să-i sădească definitiv în suflet încă o mare durere. Ana se îmbolnăvește de scarlatină și la numai 7 ani moare. Cea în care Anastase își pusese speranța că îi va moșteni meșteșugul, plecase alături de fratele ei Costin. Durerea din suflet și talentul își dau mâna de acum înainte în tablourile și icoanele lui Anastase T. Enache. Îngerii pentru el sunt un dublu ceresc al omului, sunt cei prin care transmite durerea din sufletul său. Culoarea prin care își transmite tristețea și durerea este albastru. Pentru el albastru înseamnă durerea. Această culoare va fi prezentă mai în toate tablourile și icoanele pe care le va picta de acum înainte. Prin pictarea în mai multe variante a icoanei Iisus în grădina Ghetsimanii, pictorul transmite celor ce cunosc suferința: întristat este sufletul meu până la moarte. Cazul grav de biserici. A participat la pictarea sau renovarea a peste 34 de biserici în țară, după cum mărturisește fiul lui Dorel T. Enache. Au fost cazuri când a lucrat ca ajutor al celui ce angajase lucrarea, dar maestria lui Anastase de a desena liber și nu după șabloane, cum fac alții, l-a determinat pe cel ce coordona activitatea să încredințeze întreaga lucrare. Se spune că un pictor zugrav trebuie să fie un ins ales, a cărui lucrare trebuie să se ridice la un nivel spiritual care să depășească obișnuitul, adică acele lucrări executate de meseriași fără har, care pictează în serie folosind forme de carton predefinite. În preajma orașului Câmpina, la acea vreme era singurul zugrav de biserici, cu har și cunoscut pentru lucrările executate. Aceasta a făcut ca prin anii 60 să fie contactat de un responsabil al muzeului Iulia Hajdeu din Câmpina și întreba dacă vrea să execute pictura interioară a castelului. Acceptă și începe să lucreze cu dăruire, chiar dacă nu mai era chiar așa de tânăr. Viața disciplinată pe care a dus-o a făcut posibilă finalizarea lucrării. La acea vreme, poate că era cel mai recomandat să abordeze o astfel de lucrare, datorită experienței acumulate, dar și a unei asemănări între durerea ascunsă de Hajdeu între zidurile castelului și suferința lui Anastase pricinuită de moartea celor doi copii. E motivul pentru care folosește mult albastru pur sau în degrade pentru a transmite privitorilor durerea simțită de Hajdeu după pierderea genialei sale fiice. În 1967 avea să moară soția pictorului, iar la 10 ani distanță se stinge și Anastase T. Enache, fiind îngropat alături de cei dragi lui în cimitirul vechi din Bănești.